Bună ziua, onorată asistență, stimați reprezentanți mass media, am venit azi în fața dumneavoastră. Ultimul timp, tot mediul online este plin de către situația politică, de către ceea ce se întâmplă în Parlament, în interiorul partidelor și așa mai departe. Cetățenii de rând, cetățenii cei care acum muncesc, cetățenii cei care au o mulțime de probleme legate de situația în care ne aflăm, bine, nu doar noi, toată lumea întreagă, dar ne interesează ce se întâmplă la noi. Așteaptă și soluționarea problemelor sociale. Mai mult ca atât, pentru ei sunt mai importante problemele și viața socială decât viața politică, care este importantă pentru politici. De aceea, vin astăzi în fața dumneavoastră cu o totalizare de executare a unui proiect social care, după mine, este foarte important pentru pensionari. În decembrie, la propunerea Partidului Socialiștilor, au fost operate modificări în legea numărul 256 privind sistemul public de pensii. Deci, în această lege se prevedea că recalcularea pensiilor pentru acei pensionari care beneficiază de pensii, dar continuă să activeze în câmpul muncii, va fi recalculată într-un termen mai restrâns. Nu până în 2027, ca cum prevedea legea anterioară până la modificare, ci până în anul 2023. Aș vrea să fac o notă introductivă ca să ne imaginăm ce se întâmplă în acest domeniu în Republica Moldova. Deci niște date statistice. Din numărul total de 693 de pensionari care avem înregistrați astăzi la Casa Națională de Asigurări Sociale, 157.000 își continuă activitatea, chiar dacă beneficiază de pensie după limita de vârstă. Din aceștia, după limita de vârstă care a ieșit la pensie, sunt 70% sau 110.000 din numărul total al beneficiarilor de pensii care activează. De ce pensionarii aleg să activeze? Fiecare își are motivul său. Cineva este, bine, noi acum sunt o categorie de pensionari care, doamne, care își realizează dreptul la pensie la 58-59 de ani, în dependență cu legislația, și atunci când durata de viață sau tendința de viață este destul de înaltă, își doresc să muncească. Cineva are o pensie mică, avem și asta, nu putem să o ascundem. Cineva vrea să-și aibă un nivel de bunăstare mai majorat. Dar nu pot să nu mă refer la următoarele cifre. Din 840.000 angajați înregistrați în primul trimestru al anului 2020, numărul total al pensionarului este 693. Deci, ca să înțelegeți, fiecare, unul între și doi angajați, asigură achitarea pensiei pentru un pensionar. Evident că sunt niște cifre alarmante, dar facem tot posibil, mă refer în cazul dat guvernarea, ca să ne onorăm obligațiunile. Aici ar vrea să anunț încă o dată, când vin termenele acestea de recalculare, de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă. Deci procesul acesta a început încă în 2019. La 1 ianuarie 2019 au fost reexaminate pensiile celor care au fost stabilite până la 1 ianuarie 1999 și aveau un stagiu mai mare, de 15 ani. De la 1 ianuarie 2020 au fost reexaminate pensiile pentru acele categorii care au avut stabilită pensie până în 1999, dar au un stagiu mai mic, de 15 ani. Și iată că astăzi, de aceea și am venit astăzi în fața măriilor dumneavoastră, începând cu 1 iulie 2020, se începe reexaminarea pensiilor tuturor pensionarilor care și-au înregistrat dreptul la pensie după 1 ianuarie 1999 și au un stagiu de cotizare mai mare decât 10 ani de zile. Am să amintesc și graficul următor pentru informare. La 1 ianuarie 2021 au dreptul toți cetățenii care au de la 7 până la 10 ani stagiu, la 1 ianuarie 2022 de la 5 până la 7 ani stagiu și la 1 ianuarie 2023 de la 2 până la 5 ani. Trebuie să menționez că mai întâi, după 2023, din 2 în 2 ani, la toți pensionarii care beneficiază de pensii, dar continuă să activeze, o să le fie recalculată pensia. De asemenea, solicitarea de reexaminare a pensiei
poate fi efectuată din 2 în 2 ani, inclusiv la categoriile care au fost numite acum și care intră sub incidența legii date. Pe parcursul anului 2019 au beneficiat de reexaminarea pensiei 3302 persoane. Și vreau să vă spun că este îmbucurător, fiindcă la aceste persoane pensia medie, toți cei care au fost reexaminate, constituie 4534 lei și a fost majorată cu 2564. Încă 3142 de beneficiari au beneficiat de reexaminarea pensiei începând cu 1 ianuarie 2020. Pentru această categorie, pensia constituie 4043, deci după recalculare, mai mare cu 2005 lei. Cred că este o majorare destul de vizibilă și pensionarii se bucură aceia care au beneficiat de acest drept. De la 1 iulie 2020 vor beneficia de această majorare un număr cu mult mai mare și în fiecare an numărul o să crească, evident, fiindcă stadiul de cotizare este mai mic. 13.575. Pensia estimată pentru această categorie va constitui în mediu 5.118 lei sau cu 2.419, mai mare decât mărimea pensiei care o primesc acum. Banii din bugetul de stat au fost deja alocați pentru această majorare în sumă de 166 milioane lei, așa că toți beneficiarii sunt așteptați. Unde? Toți beneficiarii, cei care se încadrează în toate aceste trei categorii, deci au stabilit pensia până la anul 1999 și au stagiu de pensie mai mare sau mai mic de 15 ani. După 1999 și au un stagiu de mai mare de 10 ani, sunt așteptați la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, în baza vizei de domiciliu, unde, atenție, estimați beneficiari de aceste majorări de pensii și recalculare, trebuie să prezinte o cerere scrisă la care se anexează copia buletinului și copia carnetului de muncă, documente care se prezintă și în original. Pentru ce este nevoie de carnetul de muncă? Fiecare din noi îl are acasă. Noi știm, conform modificării legislației, el ne-a fost eliberat începând cu 2019, pentru că în toată această perioadă au survenit multe modificări. Careva întreprinderi s-au lichidat, careva s-au concretizat, careva nu mai există. Deci noi dorim ca absolut la toți cei care au înscrieri corespunzătoare în cărticica din carnetul de muncă să le fie executat acest drept și să se recalculeze pensia, necătând la aceea că în registrele Casei Naționale de Asigurări Sociale nu există așa inscripție despre plățile care au fost făcute în perioada corespunzătoare de către angajatori. Deci corespunzător, casele teritoriale de asigurări sociale au anunțat următorul program. Aici tot vreau să atenționez încă o dată ca toți beneficiarii care să se transmită unul la altul, care n-au auzit, n-au citit noutățile, în zilele de luni, marți, miercuri, de la 8 până la 14, stimați beneficiari ai pensiilor care se încadrează în aceste categorii. Vă rugăm să vă adresați cu o cerere la Casa Teritorială în baza vizei de domiciliu și aici trebuie să menționez că reexaminarea pensiei, indiferent de data când dumneavoastră o să vă adresați pe parcursul lunii iulie, se achită începând cu data de 1 a lunii următoare. Evident că cei ce nu reușesc, nu sunt în țară sau din alte motive, acum în luna iulie se depună, ei pot veni oricând pe parcursul anului, doar că să știe că pensia se va reexamina începând cu data de 1 a lunii următoare. Deci acest aviz important, cred eu, pentru 20.000 de pensionari din Republica Moldova, am vrut să-l fac astăzi în fața dumneavoastră, onorată asistentă. Vă mulțumesc! Cum comentați faptul că domnul Batrâncea și domnul Furculiță l-au numit de domnul Gațca? Eu mă numesc doamna Darovanaia, m-am prezentat înainte de a veni aici, am venit cu un proiect social, util pentru societate, am anunțat că este briefing și răspund doar de acțiunile mele personale. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Cum comentați faptul că domnul Batrâncea și domnul Furculiță, am văzut din imagini că l-a fi urmărit pe domnul Gațca? Nu știu, eu nu am văzut. Vă mulțumesc pentru atenție. Răspund doar pentru acțiunile mele. Deci, colegii, n-au participat astăzi la comisie. Vă mulțumesc. La revedere.